Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română în această seară, cuvântul Domnului este în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Voi citi un singur verset, versetul 11. Fapte 17 cu 11 și voi citi traducerea Fidela și o să vedeți de ce. Cuvântul Domnului spune așa: dar aceștia, este vorba de credincioși, erau mai nobili decât cei din Tesalonic, în aceea că au primit cuvântul cu toată promptitudinea minții și cercetau în fiecare zi Scripturile dacă lucrurile acelea erau așa. Amin. Când Apostolul Pavel a înțeles chemarea glorioasă pe care a avut-o să fie apostolul neamurilor, a început să călătorească cu o echipă specială, Barnaba, Sila, Timotei, Luca. Au călătorit și au fondat biserici în Asia Mică, în special Turcia de astăzi, și în Europa. Și nu este greu de observat acest adevăr pe care mulți îl pierd din vedere atunci când vorbesc despre Biserica lui Hristos. Și anume, Biserica primară nu a început între neamuri, adică între alte națiuni din afara lui Israel. Biserica primară a început printre evrei. Primele biserici au fost biserici iudaice. Dacă vă uitați cu atenție în Cartea Faptelor, de obicei doctorul Luca spune acest adevăr: ne-am dus în orașul cu tare și în timpul sabatului, unde ne-am dus? La sinagogă. Era primul loc pe care îl vizitau. De ce? Pentru că în sinagogă erau evrei și evreii aveau noțiunea de Dumnezeu, de Dumnezeul Scripturilor. Iar Apostolul Pavel era preocupat să demonstreze din Scripturi că Iisus Hristos, Iisus din Nazaret, este Mesia pe care evreii îl așteptau și trebuie să se întoarcă la credința în numele Lui. Dar trebuie să specificăm un mare adevăr. Nu este simplu să renunți la crezul pe care l-ai avut o viață. Cum ar fi dacă în mijlocul nostru ar veni cineva acum, fiind o biserică penticostală, să spună: fraților, am să vă dovedesc din Scripturi că nu mai trebuiește lucrarea Duhului Sfânt, nu ne mai trebuiește Duhul Sfânt deloc, putem merge în Împărăția lui Dumnezeu și altfel. Nu cred că l-am mai primit pe predicatorul ăla printre noi. Când Pavel le spunea, nu trebuie să-l mai așteptați pe Mesia, că a venit deja, aceasta era printre evrei un păcat sinonim cu condamnarea la moarte. Cum să spui că cineva născut printre oameni a fost Mesia, Fiul lui Dumnezeu? Și datorită acestui fapt, în multe orașe, evreii din sinagogile în care predica Evanghelia, unii au primit cuvântul, au primit adevărul, au înțeles, da, așa este, dar cei mai mulți nu l-au primit. Cei mai mulți nu l-au primit. Și sigur că dacă este o reacție care nu-i favorabilă omului, este reacția religioasă. Nu trebuie să fii musulman ca să devii terorist. Dacă mergeți în România și predicați Evanghelia în satele din Oltenia și din Dobrogea, acolo este un păgânism așa de mare încât dacă te duci să predici Evanghelia, și astăzi sunt preoți care vin înaintea ta cu topoare, cu sepi, cu securi, să te tai în bucăți.
că ai dus lumina Evangheliei, ai dus ceva străin, un foc străin printre ei. Apostolul Pavel a predicat Evanghelia în Tesalonic, Solon, cum îi spunea pe vremuri, și evreii din Tesalonic erau mai comercianți decât credincioși, se vede, pentru că Tesalonicul era un centru comercial, au reacționat și l-au forțat pe Pavel să părăsească orașul lor, să nu mai predice despre Hristos în orașul lor, în sinagoga lor. Și următorul pas pe care Apostol Pavel îl face este cel din textul nostru. Pavel și cu echipa lui s-au dus în Berea. Și citim aici că acești credincioși din Berea erau mai nobili. Cornilescu traduce, avea o inimă mai aleasă. Nobil în gândirea românească și după DEX, după Dicționarul Limbii Române Moderne, nobil înseamnă unul care vorbește de bine pe semenul său. Unul care are un caracter ales. Unul care este în stare să se sacrifice pentru alții. Credincioșii din Berea aveau un caracter ales. L-au primit pe Pavel, l-au ascultat și dacă n-au înțeles ceva, au procedat exact la ceea ce trebuie dintotdeauna. Păi, ni se pare ciudat ce ai predicat, dar hai să stăm jos, să răsfoim scripturile și să vedem. Este ce spui tu sau nu este scris în scripturi ce spui tu? Deci oamenii aceștia aveau o astfel de ținută și ținuta lor este o ținută care invită să-i urmezi, să-i imiți. Mesajul din această seară în limba română l-am intitulat Un credincios nobil. Un credincios nobil. Potrivit versetului pe care l-am citit, versetul 11 din Fapte 17, un credincios nobil are trei caracteristici. Prima, are o reputație bună. Uitați cum spune. Aceștia erau mai nobili decât cei din Tesalonic. O reputație bună. Trebuie să observați acest lucru, că reputația pe care o avem merge înaintea noastră. Dacă facem un anunț în biserică, fraților, vă rugăm să veniți la biserică, săptămâna viitoare vom avea un oaspete. Frați întreabă, dar cine vine? Și le spui, a, pe ăsta îl știm. Dar dacă le spui, vine Billy Graham, da? La noi, la biserică? Reputația merge înaintea ta. Credincioșii din Berea aveau o reputație bună. Și reputația lor se vede în două aspecte. Primul, interesul lor pentru cunoaștere. Ai fost alungat, Pavele, din Tesalonic, pentru că le-ai spus despre Iisus Hristos din Nazaret, că ar fi Mesia? Vrem să cunoaștem, să știm și noi. De ce predici așa ceva? Pentru că tu ești un om educat. Ai studiat la Ierusalim și trebuie să recunoaștem. Și așa este. Apostolul Pavel avea un intelect, cum rar se întâmplă printre oameni, o putere de a raționaliza extraordinară, o memorie uimitoare, și putea să dovedească din cuvântul lui Dumnezeu, din sururile sfinte ale Vechiului Testament, că Iisus Hristos este Mesia. Vrem să te ascultăm! Unde nu există interes pentru cuvânt, este interes pentru religiozitate. Și religiozitatea înseamnă pioșenie
falsă. Vreau să vă spun, și musulmanii sunt religioși. Și budiștii sunt religioși. Și toți idolatrii sunt religioși. Țin la zeitatea lor, la pioșenia lor. La ce îi ajută? La ce îi ajută? Este ca în această istorie, să nu vă supărați că vă spun, se zice că pe vremea trecutului din România, un turist străin a venit în România și vrea să viziteze ceva. Deci era cu mașina, erau cu mașina plină, vreau să viziteze ceva. Și au oprit lângă doi milițieni. Și s-au adresat lor și au zis, do you speak English? Ei, no. Sprachen Sie Deutsch? Vorbiți nemțește? No. Говорите по-русски? No. Parlez-vous français? Vorbiți franțuzește? No. Au plecat oamenii. Și acum milițienii discută între ei. Și unul zice către celălalt. Ce mai ce inteligenți străini ăștia din vest? Ce, dar de ce sunt așa inteligenți? Întreabă celălalt. Păi și tu ai observat câte limbi vorbește? La care celălalt a zis, și la ce l-a ajutat? Interesul pentru cunoaștere te ajută. Te ajută. Credincioșii din Berea aveau acest interes să cunoască. Să cunoască adevărul. Dacă nu cunoști adevărul, ești o persoană religioasă. Și la ce te ajută? La nimic. Nu numai interes, dar aveau și instinct. Pe lângă interes, un instinct pentru lucrurile sfinte. Trebuie să fie în natura noastră de oameni ai lui Dumnezeu, de oameni nobili. Să simți înăuntru tău când cineva îți vorbește, Duhul meu se poate asocia cu persoana aceasta. Aduceți-vă aminte de acei doi ucenici care mergeau spre Emaus în ziua învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. După ce au descoperit că a fost Iisus Hristos, persoana care a călătorit cu ei, aduceți-vă aminte de reacția lor. Ce au spus? Nu ardea inima în noi, Duhul în noi când El vorbea, era o potrivire. Este acest instinct spre adevăr. Însă instinctul acesta trebuie întâi cultivat cu interes pentru cuvânt. Interes pentru cuvânt. Deci, un creștin nobil, în primul rând, are o reputație specială. În al doilea rând, un creștin nobil are receptivitate pe lângă reputație, receptivitate pentru cuvânt. Uitați ce spune cuvântul. În aceea că au primit cuvântul cu toată promptitudinea minții. De aceea am citit traducerea Fidela, pentru că Fidela folosește termenul nobil și promptitudinea minții. Sunt două aspecte legate de receptivitatea lor. Primul este acceptarea mesajului. Au primit cuvântul. Oamenii care refuză cuvântul, refuză cunoașterea. Și când refuzi cuvântul și cunoașterea, atunci orice întuneric te poate prinde. Orice învățătură te poate prinde. Vă spuneam cu ani în urmă, eram în România, la institut, ca să predau, la București, și m-am dus în Cluj ca să-mi văd rudele. Am terminat vizita în Cluj, vreo două zile, trei, și am fugit la avion, să zbor înapoi la București, ca să-mi continuu
cursurile la institut. Și în aeroport, în Cluj, aeroport mic, așa, am văzut că o doamnă se uită așa insistent la mine, aproape să mă facă incomod. Și apoi se ridică de pe scaunul, de unde stătea pe un scaun acolo, și a venit la mine și a zis: nu vă supărați, sunteți cumva domnul Lazar Gog? Și am zis: da, eu sunt. Mi-a întins mâna și mi-a spus: pe mine mă cheamă, nu vă spun numele, că este o persoană cunoscută în România, a fost colegă cu mine, mi-am adus aminte de ea după aceea, a fost colegă la liceu și terminase pianul, terminase conservatorul, specializare după aceea, și acum este o solistă internațională la pian. Deci o femeie împlinită în viață din punct de vedere profesional. Și îmi spune: Lazare, de mult am dorit să te întâlnesc, să te reîntâlnesc. Nu te-am văzut de atâți ani, poate trecuseră vreo 30 de ani și nu i-am văzut. Și mi-a zis: unde mergeți? La București. Pot să stau în avion pe scaun lângă tine, pentru că vreau să vorbesc cu tine. Eu te-am urmărit pe internet și mi-e mișcat inima cu ce vorbești pe internet. Mă bucur. Ne-am urcat în avion și își deschide geanta și zice: uite-te ce am în geantă, Lazare. Avea Noul Testament. A zis: am Noul Testament, întotdeauna îl port cu bine. Acum mă duc în București pentru că am un concert în București cu Filarmonica George Enescu din București. Asta este mare lucru, să dai concert cu Filarmonica George Enescu în România. Și zice: acolo o să stau vreo două zile, am o prietenă, Lazar, o credincioasă, nu poți să-ți dai seama. Zic eu: cum? E așa de credincioasă. Zice: ne sculăm dimineața, că mă duc și stau la ea, nu stau la hotel. Ne sculăm dimineața la cafea. Și după ce beam cafeaua, așa știe să ghicească în cafea, de n-ai văzut. Și citește și din Biblie. Ați auzit? Ghicește în cafea, dar citește și din Biblie. Este o credincioasă pură, Lazare. Mi-ar place să stai de vorbă cu ea. Și am zis: îmi pare rău, însă tu ai luat-o pe un drum de-a dreptul greșit. Pentru că ce faci tu este vrăjitorie. Asta nu este credință. Biblia nu învață să ghicim în cafea și în palmă și să suportăm cu Biblia așa ceva. Și cât am apucat până într-o oră, cât zbor avionul până la București, am încercat să-i luminez mintea prin cuvântul Domnului, era atentă. Mi-a zis atâta: îmi pare bine că te-am întâlnit, la urmă când am aterizat, am să verific ce spui, ce mi-ai spus tu, dacă este bine sau dacă ce îmi spune prietena mea este mai bine. N-am mai întâlnit-o și nu știu ce s-a întâmplat, dar receptivitatea pentru cuvânt presupune două lucruri. Primul, acceptarea mesajului biblic. Aceștia, în aceea că au primit cuvântul. Și nu numai acceptarea mesajului, este și atitudinea față de mesaj. Spune, cu ce atitudine? Cu toată promptitudinea minții. Știți ce se întâmplă? Este un fenomen psihologic. Dacă le spui la oameni lucruri cu care sunt obișnuiți, te ascultă. Dar dacă le spui un lucru care îi șochează, le-ai blocat mintea
nu te mai ascultă. Dacă aș zice în clipa aceasta către dumneavoastră, fraților, suntem într-o biserică pentecostală, vreau să vă spun, am ajuns la concluzia de aici încolo, nu ne mai trebuie Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Imediat oamenii ridică capul. De acolo orice argument aduci, nu te mai aude, nu aude argumentul. E nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, să nu crede cineva că am spus eu că nu e nevoie. E nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și în Biserica lui Hristos. E nevoie de darurile Duhului Sfânt. Este nevoie de prezența Lui cu noi, în noi și pentru noi. Amin? Atitudinea este aceasta, cu toată promptitudinea minții. Deschideți mintea să pricepi. Să pricepi cuvântul. Pentru că dacă nu-ți deschizi mintea și inima, se întâmplă cu tine exact ce s-a întâmplat cu oamenii din Atena. Din Bereia, Apostolul Pavel, tot aici în Fapte 17, a plecat în Atena. Acolo a vestit pe Iisus Hristos și a concluzionat cu învierea din morți. Dacă vă uitați în Fapte 17, 32 la 34, dacă le puteți și pune pe ecran, pe screen, Fapte 17 cu 32 la 34, când a concluzionat cu învierea din morți, reacția celor care au fost prezenți acolo în piața centrală, în aeropagul din Atena, a fost așa. Deci unii au început să-l bat jocorească, alții au amânat, iar unii o treime au crezut. Fapte 17 cu 32 la 34. Auziți, când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Deci, reacția la cuvânt, la primirea mesajului este că unii și-au bătut joc. Iar alții au zis, asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată, mai vii pe la noi, joi după miercurea ciuc. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor și apoi concluzia este, totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Pune numele tău acolo. Care să crezi, care să-ți deschizi mintea. Și apoi, timpul meu se scurge, al treilea lucru în această prezentare a unui creștin credincios nobil, pe lângă reputație, pe lângă receptivitate, este revizuirea cuvântului. Deci cel de-al treilea lucru este revizuirea cuvântului. Uitați cum conclude. Și cercetau în fiecare zi scripturile dacă lucrurile acelea care erau spuse erau așa. Observați trei lucruri pe care le făceau ei. În primul rând, caracterul revizuirii. Cercetau. Caracterul este acesta. Cercetau. Insistă. Hai să vedem. Hai să vedem. Doi, pe lângă caracter este consacrare în revizuire. În fiecare zi. Este mare lucru să poți să te aduni în fiecare zi și să cercetezi Scriptura, să te rogi în fiecare zi. Și trei, pe lângă caracter și consacrare, este confirmarea din revizuire. Dacă lucrurile erau așa și când au descoperit că sunt așa, sigur, au crezut. În concluzie, ce fel de credincios vrei să fii tu? Vrei să fii unul de rând? Vrei să fii unul care este tot timpul în opoziție și face scandal? Sau vrei să fii un credincios nobil? Mă rog Domnului să ne dea o minte curată, o atitudine de respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem primi cuvântul cu bucurie și cercetându-l și analizându-l, să descoperim frumusețea lui și puterea lui salvatoare. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să rămână în viața noastră a tuturora. Amin.